Felicitări, deci îmi place de tine în clanul din ce în ce mai mult. Mă, și sezonul ăsta parcă a fost așa pentru tine. Cum a fost la filmări? Ți-a fost greu? Că ai avut niște scene ca nici de alte Marian sau Denis, o cred că s-ar fi descurcat așa de... Au fost câteva scene grele, dar mi-a fost ușor. A fost ușor? Da. Așa, când ai filmat, atunci a răpit, ascuns prin toate coclaurile alea, ți-a fost ușor? Nu, acolo a fost greu, chiar a fost greu. Câteodată chiar mi-era frică. Era fric sau frică? Frică. Mamă, tu ești băiat mare, deja e al treilea sezon, ai trecut prin atâtea în serial, nu mai avea de ce să-ți fie frică. Dar zi-mi la școală, colegii ce ți-au zis când au văzut serialul? Păi, în primul mă felicită și mă susțin. Acum, în sezonul 3, ca asta spunem, că sezonul 3 parcă a fost așa, pentru tine ți-au dat și mai multe replici, mai multă acțiune personajului tău. Ce zic, ești cel mai tare, vrem și noi să venim cu tine pe la filmări, când mai sunt casting-uri, cheamă-ne și pe noi sau niciunul nu e în direcția asta? Ba da, mulți îmi zic asta și mă întreabă ce se întâmplă, dar n-am cum să le zic. Evident că nu. Dar poți să ieși pe ei așa o zi la filmări? Nu știu, depinde. Dar ai vrea să te întrebi? Da, clar. Că ar fi și alt copil și socializezi și mi-e mai ușor să zic. De la săptămână altfel, nu știu cum aveți voi la școală, câte o săptămână, săptămână altfel să vină toți acolo pe platou. Dar zi-mi cu celălalt copil, ca să zic așa, din serial, cum te înțelegi cu Florinel? Că am văzut că acum sunteți doi mici actori pe platou. M-am înțeles foarte bine și, da, n-am prea vorbit așa, dar am socializat cât de cât. Între duble mai glumeam cât de cât și cam atât. Îți place, nu? La ce? De când ne-am mai văzut, cred că sunt vreo câteva luni, ai mai fost pe la casting-uri ceva, că așa a rămas vorbă, că o să te duci în pauza dintre sezoane și la alte casting-uri, la lung metraj. Nu m-am mai dus. Nu te-ai mai... Of, păi cum? De fapt, m-am dus la Sunetul Muzicii la Opera Comică, dar din păcate n-am luat. Nu nimic, orice pas e binevenit în cariera ta. Și o să te mai întreb ceva, ți-ar plăcea să dublezi și desene animate? Să te duci la, nu știu, la Disney sau la altă platformă din asta de streaming? Clar, fără nicio discuție, clar. Dacă auzi ceva, dacă auziți vreun director de casting că aveți nevoie de vreun personaj, să sunați, să-i dați acolo pe Instagram, pe TikTok, pe ce mai are. Da.